ziua! Sunt Dobrin Viorel Marian, din comuna Poiana Lacului, județul Argeș. Sunt columbofil începător de 2 ani de zile. Primul an la FNCPR și am mai făcut un an la UCP. Am început cu dreptul, o spune. Primul an avem două rezultate bune pentru județul Argeș. Am obținut la categoria AS viteză, locul 1 și locul 3. Un rezultat bun l-am avut la UCP în primul an 2020. A fost o competiție la un fond, Zapovite, Ucraina, care am avut un porumbel tânăr, care s-a clasat și bine pe județul Argeș. Nu știu, mai mi-amintesc așa foarte bine rezultatul, dar am fost atât de entuziasmat pentru acest porumbel și m-a făcut să cresc porumbii cu o dragoste aparte și o dăruință cât mai bună. La FNCPR, în primul an, când m-am hotărât să mă mut la FNCPR, după muncă, eu sunt și sportiv de performanță, am încercat să fac alimentația porumbilor să fie cât mai echilibrată, pentru că dacă avem un porumbel sănătos, avem și performanță, eu pe asta merg. Antrenamentele sunt antrenamente regulate. Pot spune că la pui am folosit antrenamentul cu deplasare o dată pe săptămână, la 50 de kilometri, dar am schimbat ceva care mulți columbofili nu știu dacă au făcut-o. Ultimele trei competiții, care au fost peste 200 de kilometri, aerieni, porumbii am ținut acasă și le-am făcut antrenament de 3 ori pe zi, care eu am mers mai mult pe partea de, cum să vă spun, de refacere și de relaxare a porumbelului. Nu am încercat să-l stresez. Și asta am devenit campion la AS viteză cu un porumbel, porumbelul 442. Îi zic eu prințul acum, este un porumbel care are o satisfacție aparte pentru mine. Și 590-ul, tot mascul, care am obținut locul 3 la AS viteză pe județul Argeș. Porumbelul meu trebuie să aibă un corp, cum să spun eu, stil pară. Îmi plac porumbii care au corpul pară, îmi plac porumbii cu pieptul mare și porumbii pufoși. Să aibă un braț puternic și musculatura foarte elastică. Un echilibru, urmăresc cel mai mult echilibru, să fie cât mai bun pe partea de echilibru și alura lui de porumbel. Statul lui în volieră mă interesează cel mai mult, că dacă își alege o plimbă, eu sunt foarte atent pe porumbei să nu schimbe locul. Porumbelul care schimbă locul, am un semn de întrebare, îl notez și sunt cu ochii pe el. Porumbii trebuie să fie teritorial. Eu așa văd un porumbel perfect. Folosesc mai multe tipuri de hrană, de la Versele Laga, Matador, pe parte de semințe, porumbei le dau și pe parte de depurativă, mâncare depurativă, merg și pe mâncare depurativă și pe parte de produse folosesc produsele de la Cesfarma, de la Rof, produsele de la Dr. Petris. Merg mult iarăși pe ceaiuri, mult pe natural. Folosesc foarte mult mierea, vitamina C, lămâie. Am practicat în primul an și practic și în prezent naturalul din cauza faptului pentru că nu am foarte mult timp, dar rezultatul acesta la AS Speed mă face ca să-mi îndrept planul și către văduvie. Am alături de mine în acest sport și pe soția mea, care mă ajută foarte mult cu antrenamentele pentru porumbei și o să încerc să pe viitor să fac și văduvia. Nu știu dacă mi iese, dar cu siguranță
sunt ambițios. Pentru porumbeii care îi dețin, antrenamentele sunt foarte importante. Fac un număr de 3 antrenamente pe zi, dimineața la ora 2 și seara la ora 6. Pentru pui am mers la 50 de kilometri antrenament a treia zi din săptămână și am schimbat puțin, de exemplu, la ultimele trei etape, pot spune, porumbii nu i-am mai deplasat de acasă, le-am făcut antrenamente în jurul casei și asta m-a făcut să, adică am lăsat porumbii să fie cât mai relaxați. Metoda de antrenament, pot spune, este clasică, cred că toți columbofilii o procedează. Pregătirea se face din prima zi. În primul rând îmi iau toți porumbii la mână, văd care sunt apți pentru competiție și încerc să dozez suplimentele pentru ei, să dozez mâncarea corespunzător pentru a 6-a zi, a 7-a zi să fie pregătiți pentru competiție. Încep prima zi după competiție, să spun, încep să le dau o mâncare depurativă, nu îi încarc foarte mult și în ultima zi le dau o mâncare de la, eu asta am folosit de la Champions, le dau de la Versele Laga și am folosit în combinație cu Matador. Eu, pentru mine, vă dați seama, în primul an nici nu am avut timp așa foarte mult să mă documentez despre mâncare, dar o parte de alimentație, suplimente, mă descurc cât de cât bine și recuperez foarte bine porumbei. Scot în jur de 3 serii de pui, a patra serie scot câte un pui pentru reproducție să am eu pentru a combina porumbei. Cu pui merg la natural, fac un număr de un antrenament pe săptămână și depinde acum în ultimele etape care, de exemplu, trec de 200 de kilometri, mă uit la starea lor fizică, dacă sunt bine și încerc să-i recuperez cât pot de repede. Dacă în acea săptămână consider că nu este nevoie de antrenament, nu le fac antrenament, îi las să relaxeze și mai bine insist pe partea în jurul volierii. Dețin un număr de 15 perechi la matcă. Porumbeii îi am de la columbofilii cunoscuți din țară. Marin Teianu, frații Haiducu, Bizgan Orlando din Suceava și George Matei din Uda. Îmi plac porumbeii de fund și maraton și porumbeii de viteză. Criteriile la porumbei să provină din păsări foarte bune, adică păsări de locul 1, locul 3, locul 4, păsări la as, mă interesează foarte mult asul, iubesc categoria as. Sunt începător și în anii ce urmează aș vrea să mă axez pe o categorie sau două, dar o să încerc până la urmă cu toate categoriile să vedem care se ține. Eu am porumbii reproducători de 3 ani de zile. Cu partea de răbdare îi încrucișez după rezultate, deci văzând în primul an rezultatele, porumbiile i-am încrucișat anul acesta iarăși o să am cum ar fi un recesământ cu ei, să vedem care sunt porumbeii care vin sau care sunt porumbeii care nu vin și o să vă dați seama, fac o curățenie în... Nu toți porumbeii
reușesc să reproducă pui foarte buni. În opinia mea, voliera perfectă trebuie să fie luminoasă, să fie orientată cât de cât către răsărit, să aibă spațiu porumbeii. Eu dețin o volieră de 10 metri cu 4, cu 4 compartimente, unul de matcă, unul de zbor maturi, unul de pui și unul de pui seria a doua și a treia. Pui de prima serie se par întotdeauna. Și cu ei, seria a treia și a doua, mă duc în competiție. Seria a treia rămâne acasă pentru a-i evalua la mână pentru anul următor, competițional. Deci nu-i zbor seria a treia. Fiind începător, aș putea da sfaturi pentru noi columbofili. Pe mine unul mă relaxează acest sport, îmi trezește o ambiție nebunească de a iubi porumbeii, când e un sentiment aparte când un porumbel îți vine de la o distanță foarte mare sau o competiție foarte strânsă cum este în toate județele din țară. Avem aici un mascul care etapa Lumina, 308 km, a venit locul 1 la mine pe crescătorie, al doilea zbor, și locul 2, primul zbor de Lumina, 308 km. Porumbelul are ca origine de la frații Haiducu, din celebra Vipera, care o să vă prezint imediat. Niște porumbei extraordinar. Un ochi pe alb, o musculatură foarte elastică. Foarte elastică. Să vă spun și seria puiului. 135-0448-2022 FCI. Și acum s-o prezint și pe mama femelei. Haideți să vă arăt și echilibrul acestui porumbel. Porumbel foarte echilibrat, spate lat, tocmai cum îmi place mie. Aici este mama porumbelului 448, care a obținut locul 1 la o etapă de 308 km la primul zbor și locul 2 la al doilea zbor. Ea se trage de la frații Haiducu, Robert Haiducu, și a fost în combinație cu un mascul de la Marin Teianu, un mascul de Belgia. Ea este nepoată din Vipera a fraților Haiducu. Inel. Are și seria 104156 FCI 2018. Vă prezint unul dintre cei mai dragi porumbei mie. Porumbelul care a obținut locul 3 AS județul Argeș, pui. Vă arăt și seria. Gold 3018590 Gold 2022. Este un porumbel foarte puternic. Musculatură foarte elastică. Ce am rămas surprins la el, mi-a fost frică la ultima etapă.
penultima pană este crescută aproape 3 sferturi. A venit puțin cu singe aici la pană. Și la stânga și la dreapta. Am riscat puțin curier, dar am și câștigat. Este un porumbel foarte ușor. Foarte ușor. Pieptul mare, dar foarte ușor. Porumbel curat. O să prezint și părinții, îi dețin de la Marin Teianu. Femela este pe partea de Black Power. O să vă prezint imediat. Și masculul pe roșu șablon. Și porumbei de viteză demifond fond. Arătăm și echilibru. Foarte bun și pe echilibru. Este 90. Este un mascul extraordinar. Este nepot din locul 3, Belgia, 2013. Acești porumbei îi dețin de la Marin Teianu. Porumbel extraordinar. Pe linie de roșu șablon. Un ochi extraordinar. Vă spun și seria porumbelului. Belgia 2015 208 4202. Belgia, FCI. Avem aici femela Mama 590, care a luat locul 3 pe județul Argeș. O femelă, o nepoată din Black Power al lui Henry Kulger. Femelă extraordinară, o reproducătoare extraordinară. Să vă spun și seria. GB 2016 713 87 FCI. Din Black Power. Poate din Black Power. Vă prezint porumbelul care a obținut locul 1 pe județul Argeș, AS Speed. Îi spun eu prințul. Este un porumbel foarte, foarte calm. Și el este la penultima pană. Un porumbel care își iubește crescătoria. Primul lucru, când sosește, el gurluie, nu face nimic altceva și după aceea bea apă. Este un porumbel foarte bine echilibrat. Foarte bine echilibrat. Fac foarte bine. Porumbel foarte calm. O musculatură extraordinară. Elastică. El se trage dintr-o femelă, bunica. Am cumpărat-o eu de pe piața de porumbei. Și când am cumpărat-o, domnul care a cumpărat-o, am cumpărat-o la un preț de 250 de lei. Și domnul care a cumpărat-o a zis, o să vezi ce satisfacție îți aduce această femelă. Și îi mulțumesc pe această cale, visul chiar s-a împlinit după 2 ani de zile din bunica, o să vă prezint imediat. A ieșit acest mascul și mama lui, mama masculului,
este de la Bizgan Titus din Suceava. O femelă, și vă pot spune și ce categorie de zbor face acest mascul, este de maraton, fond maraton. Pe partea de mamă, mama are 12 maratoane, 12 maratoane făcute și 10 clasate la domnul Bizgan Titus. Și uitați acest pui din acești produși a dat campionul de as al județului Argeș. Vă prezint și seria. ...13-50-442 FCI. Masculul campion as Speed, județul Argeș. Avem aici bunica lui 442 Prințu, cum i-am zis eu. Este o femelă foarte, foarte atentă, o femelă de Olanda, o femelă cumpărată de mine după piața de porumbei. Am reprodus din ea, să vă spun și seria, Olanda 2017, 10-785-08, 2017. Femela are în spate, pe parte de linie de Witbook, crescător renumit Rick Coles, cu Shadowlands. O femelă de fond maraton. Da. Uitați că porumbeii de maraton, fond maraton, câștigă categoria de azi viteză a județului Argeș. Și mama este de la Bizgan Titus, care am pierdut-o anul acesta, după un an competițional foarte greu. Am pierdut-o la zborul de Satul Mare, al doilea zbor de Satul Mare. Dar asta este. Încercăm să reproducem alți campioni.